O teorie a conspirației susține că sfârșitul lumii este aproape. Mai mult, chiar specialiștii NASA ar cunoaște adevărul pe care îl țin ascuns despre planeta care va distruge Terra și care se apropie. Este vorba despre planeta Nibiru, care apare și în vechile preziceri ale culturilor antice, dar și în previziunile marilor clarvăzători din istorie. Adepții teoriilor conspiraționiste spun că ne-a rămas foarte puțin timp pe Terra, mai precis câteva luni, după care planeta noastră devine istorie, fiind distrusă de celebra planetă nevăzută din sistemul nostru solar, așa numită Planetă X, pe care astronomii și amatorii de mistere o vânează de zeci de ani. În ultimul timp, tot mai multe voci au început să vorbească despre sfârșitul lumii, care se pare că nu ar fi prea departe. Unele calcule ale specialiștilor au reprogramat sfârșitul lumii în septembrie 2017. Alții vorbesc despre luna octombrie sau noiembrie, ca fatidice pentru omenire. Inclusiv NASA a confirmat existența planetei mitice Nibiru, care se pare că ar distruge Pământul. Întrebarea este dacă aceasta chiar va distruge planeta în perioada următoare. Profețiile spun că eclipsa de soare din 21 august a reprezentat precursoarea apocalipsei, când Nibiru va izbi fatal planeta Pământ, potrivit Daily Express. Pe internet au apărut recent imagini din timpul eclipsei de soare, în care autorii susțin că se vede umbra planetei Nibiru. Aceasta ar fi o dovadă că planeta X se apropie tot mai mult de Terra și coliziunea este iminentă, potrivit Daily Star. Cea de-a noua planetă din sistemul nostru solar ar avea o perioadă de rotație în jurul Soarelui de 3600 de ani. Însă, de această dată, traseul ei ar intersecta traiectoria Pământului peste aproximativ 2 luni. Lucrările cu telescopul creat special pentru a o găsi pe Nibiru au început de ani de zile pe vârful unui munte din Chile. Timp de mai mult de un secol, cercetătorii au observat o serie de fenomene ciudate care ar putea fi explicate prin prezența unei planete necunoscute la marginea sistemului nostru solar. Mitul cataclismului Nibiru datează din 1976, când scriitorul Zacharia Sitkin a susținut că două culturi antice din Orientul Mijlociu, babilonienii și sumerienii, au scris despre planeta gigant Nibiru, care orbitează Soarele la fiecare 3600 de ani. Mai mulți autoproclamați clarvăzători extraterestri, precum Nancy Leader, au avertizat că urmează să aibă loc un impact între Pământ și Nibiru, iar acesta va duce la cutremure uriașe, tsunamiuri și inversare gravitațională, ceea ce va însemna practic sfârșitul vieții pe Terra. De-a lungul timpului au fost anunțate mai multe date pentru impactul cu Nibiru, dar toate au trecut. Isteria apropierii planetei Nibiru de Pământ a luat amploare încă din anul 2008, atunci când, în paralel, s-a pus în funcțiune acceleratorul de particule de la Geneva. Din 2008 și până la data de 21 decembrie 2012, lumea a fost într-o oarecare tensiune, mai ales cei înclinați către misticismul în sensul de sfârșit al lumii, sintagma folosită în mod greșit sub numele de apocalipsă, deși cuvântul provine din grecescul apocalipso, care se traduce prin revelație, nu prin distrugere. Cercetătorii susțin că au identificat și alte planete care fac parte din sistemul nostru solar, iar dacă vor fi recunoscute oficial, atunci ele vor ajunge aproape de sistemul solar descris de sumero-babilonieni. În ianuarie 2016,
astronomii americani susțineau că au dovezi solide în baza unor calcule matematice prin care au determinat existența unei planete cu o masă de 10 ori mai mare decât cea a Pământului, fiind un gigant de gaz, aceasta aflându-se dincolo de planeta Pluto. Aceste informații nu fac decât să aducă din nou în discuție subiectul planetei Nibiru, subiect care după anul 2012 intrase într-un con de umbră. Există și informații potrivit cărora NASA cunoaște foarte bine această planetă, însă preferă să nu prezinte datele public, deoarece ar tulbura comunitatea științifică internațională, care și așa ar fi neliniștită datorită diverselor descoperiri. De altfel, se pare că NASA a confirmat existența unei noi planete, Planeta X, aflată departe în sistemul solar. Oamenii de știință au dovezi ale planetei misterioase de dimensiunile lui Neptun, care orbitează Soarele pe o orbită foarte alungită, aflată dincolo de Pluto. Ei au spus că aceasta ar putea avea o masă de aproximativ 10 ori mai mare decât cea a Pământului și o orbită situată la o distanță de 20 de ori mai mare de Soare decât Neptun, având nevoie de 10-20 de mii de ani pământești pentru a face înconjurul astrului. Chiar dacă NASA nu a făcut nimic pentru a opri teoriile conspirației care circulă în legătură cu această planetă, specialiștii de la Agenția Spațială Americană au spus în repetate rânduri că aceasta nu reprezintă un pericol pentru Pământ. Planeta X sau Nibiru și alte povești despre planete îndepărtate sunt o farsă pe internet. Nu există nicio bază factuală pentru aceste afirmații, susțin specialiștii agenției. Agenția a mai spus că dacă Nibiru s-ar fi îndreptat spre Pământ, astronomii ar fi văzut-o cu siguranță în ultimii 10 ani și până acum ar fi trebuit să fie vizibilă cu ochiul liber. Totodată, în susținerea ideii că este vorba despre un zvon și nu despre un pericol iminent pentru omenire, specialiștii amintesc că, într-o postare referitoare la Nibiru, o presupusă planetă descoperită de sumerieni, care se îndreaptă spre Pământ, se arată că această catastrofă a fost inițial prevăzută pentru luna mai 2003, dar când nu s-a întâmplat nimic, data a fost avansată până în decembrie 2012 și legată de sfârșitul unuia dintre ciclurile din calendarul maiaș antic. Dar a trecut și această dată. Numărul celor care susțin însă ideea apocaliptică nu se rezumă doar la câțiva profeți și cercetători. Există o mișcare pe nume Cataclismul Nibiru, care amintește că eclipsa văzută pe 21 august, de jumătate de planetă, este doar precursoarea apocalipsei. Numerologul creștin David Mead prezice că Nibiru va apărea pe cer în septembrie sau octombrie 2017, la puțin timp după semnalul de avertizare din partea eclipsei. Cartea sa, Planeta X, sosirea din 2017, susține că va exista o trecere apropiată a lui Nibiru, sau chiar un impact direct. Analiza sa se bazează pe versete biblice și pe aliniamente ale planetelor și stelelor. Mead susține că a fost scris în Cartea Vechiului Testament din Isaia, capitolul 13, versetele 9-10, că, vedeți, vine ziua Domnului, o zi groaznică, cu mânie și mânie aprinsă, pentru a face țara pustii și să distrugă păcătoșii din el. Stelele cerului și constelațiile lor nu vor arăta lumina lor. Soarele care se ridică va fi întunecat, iar luna nu-și va mai da lumină. El vorbește despre o coincidență numerică uimitoare pe care o numește Convergența 33. În Biblie, numele divin al lui Elohim apare de 33 de ori în Geneză,
Eclipsa din august 2017 a început în Lincoln Beach, Oregon, statul 33, și s-a încheiat la 33 de grade din Charleston, Carolina de Sud. O astfel de eclipsă nu a mai avut loc din anul 1918, ceea ce înseamnă 99 de ani, sau de 3 ori 33. El ar fi stabilit data de 23 septembrie 2017 drept sfârșitul lumii, pe baza acestor coincidențe, și a stabilit că la 33 de zile după eclipsă, stelele se vor alinia exact așa cum spune Cartea Apocalipsei, înainte de sfârșitul lumii. Autorul cărții conspiraționiste mai susține că o stea pe care o numește Geamăna Soarelui vine spre sistemul solar din polul sud, aducând cu sine 7 obiecte cerești, printre care și planeta Nibiru, despre care se spune că se va ciocni cu Terra. Mai mult, există deja numeroase filmulețe cu celebri actori de la Hollywood care prezintă ipoteza acestei presupuse apocalipse, pe fundalul melodiei Trezește-mă după ce trece septembrie. Planeta Nibiru sau Planeta X este cea de-a 12-a planetă care, potrivit tăblițelor sumeriene, ar face parte din sistemul nostru solar, având o orbită eliptică, aceasta trecând odată la 3600 de ani, foarte aproape de planeta Pământ. Despre această planetă descrisă în tăblițele sumeriene, mai mulți cercetători s-au pronunțat. Percival Lowell este unul dintre cercetătorii care a enunțat existența acestei planete. Să fi greșit sumero-babilonienii atunci când au descris această planetă? Dacă ideea existenței planetei Nibiru nu este susținută de comunitatea științifică, alții spun chiar că NASA ar ascunde adevărul cu privire la Nibiru. Neoficial, planeta există și va aduce sfârșitul omenirii, spun adepții teoriei conspiraționiste. Numită Planeta X, Nibiru ar fi fost descoperit acum mai bine de 30 de ani de satelitul IRAS, aparținând NASA. Specialiștii i-au dat și un nume, Nibiru. Oficial, planeta a fost descoperită în anul 1983, dar vechile civilizații aveau cunoștință despre ea. Sumerienii au numit-o Nibiru, după zeul lor principal. În anul 1976, cercetătorul Zacharia Sitkin deschide subiectul asupra acestei planete. Mulți astronomi l-au contestat și l-au acuzat că spusele sale sunt fantasmagorii. Spiritele s-au calmat în anul 1983, când NASA a comunicat că această planetă există. În anul 1983, ziarul The New York Times scria că 2 planete, Uranus și Neptun, sunt perturbate de o forță gravitațională care a creat iregularități pe orbitele celor 2 planete. Era vorba despre o forță puternică și invizibilă. Articolul prezenta că NASA a lansat un satelit infraroșu în orbita polară, la o altitudine de 560 de mile. Satelitul avea drept scop cercetarea tuturor surselor de lumină care sunt invizibile ochiului uman și sunt absorbite de atmosferă. Trecuseră mulți ani de când omenirea nu mai făcuse o descoperire importantă în univers. În anul 1930 fusese descoperită cea de-a 9-a planetă, Pluton. Cronologic vorbind, Uranus a fost descoperit în anul 1781, apoi Neptun în anul 1840. S-a presupus că iregularitățile orbitei planetei Uranus sunt cauzate de planeta Neptun. În secolul al XIX-lea, 2 astronomi au constatat că un corp transneptunian este cauza acestor iregularități orbitale și că planeta Neptun nu ar fi cauza. Mult mai târziu, astronomii au căzut de acord că această planetă, Nibiru,
este cauza perturbațiilor produse pe Uranus și Neptun. Este de 5 ori mai mare ca Terra și se află sub influența gravitațională a Soarelui. Se crede că Nibiru are în jurul său 4 corpuri cerești, care sunt lunile planetei. Aceste corpuri determină vânturi foarte puternice pe suprafața planetei. Spre satisfacția cercetătorilor, satelitul IRAS a detectat încă 9 planete necunoscute. Comunitatea științifică a așteptat ca NASA să prezinte informații cu privire la această descoperire. Ceea ce a fost dat publicității însă a făcut referire doar la faptul că s-au descoperit urme gravitaționale ale unor planete care se află la periferia sistemului nostru solar. Potrivit Wikipedia, planeta X sau Nibiru este o planetă ipotetică, mare și cu orbită după cea a lui Neptun. X-ul, care face parte din nume, reprezintă necunoscutul, nu numărul roman 10. Deși Pluto a fost descoperită ca urmare a căutării planetei X, aceasta nu este considerată a fi planeta X. Cu toate acestea, descoperirea obiectivului transneptunian, caracteristicile orbitei sale și ale altor câtorva corpuri cerești de la marginea sistemului solar au readus în discuție posibilitatea existenței unei planete încă nedescoperite, chiar de 10 ori mai mare decât Pământul. Să fie vorba despre uriașa planetă Nibiru? Să fie 2017 un an apocaliptic? Cea de-a 10-a planetă a sistemului nostru solar, Nibiru, va trece prin interiorul sistemului. Iar calculele matematice și estimările unor specialiști, dar și previziunile unor clarvăzători, arată că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului 2017. Să fie și de această dată o alarmă falsă, iar Nibiru să fie doar o nouă planetă inofensivă din sistemul nostru solar? Sau un adevăr apocaliptic pe care NASA îl ascunde? Speculații sau nu, rămâne să ne lămurim în următoarea perioadă.